Alimentarea cu apă a fost sistată la 21 de blocuri din orașul Simeria. Datoriile acumulate față de operatorul regional de apă, Apa Prodesa Deva, depășind 300 de mii de lei. Locatarii cu plățile la zi s-au revoltat, în egală măsură și agenții economici care își desfășoară activitatea în spații aflate la parterul unor blocuri debranșate s-au arătat nemulțumiți. Pe de altă parte, s-a deschis o anchetă la două asociații de proprietari din Simeria. Poliția a intrat pe fir după ce administratorul acestora nu ar fi depus anumite sume încasate de la locatari pentru plata serviciilor de apă și canalizare. Prejudiciul se ridică la 100 de mii de lei. La finalul anului 2021, două asociații de proprietari din orașul Simeria au sesizat poliția orașului Simeria cu privire la faptul că o persoană, în calitate de administrator al acestor două asociații de proprietari, nu ar fi depus sumele de bani colectați către o societate de distribuire a apei potabile. În cauză, polițiștii au întocmit două dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare. Dosarele se află sub directa coordonare și supravegherea procurorilor de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și ai parchetului de pe lângă Judecătoria Deva.